Vești bune pentru micuții severineni. Un nou concept de after school își deschide porțile într-o Beta Turnu Severin. AOA a luat naștere din dorința de a oferi educație de calitate copiilor. Astfel, AOA pune la dispoziția celor mici un loc unde fiecare copil este important, unde prinde rădăcini și îi cresc aripi. De glas peste Carpați, să fim astăzi români frați. Prea mult am fost năpăstuiți, de acum hai să fim uniți. After school este un concept care a luat amploare în ultimii ani și tot mai mulți părinți își doresc pentru copiilor o îndrumare cât mai corectă pentru viitor. Evenimentul a început cu o slujbă de sfințire a noii locații. Tu-i așezământ, dă-le, Doamne, sănătate și întărește întru toate, ocrotește în drumurile lor de tot necazul și îi păzește întru mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Cadrelor didactice și copiilor care vor lucra în acest așezământ, dă-le, Doamne, dragostea unuia față de altul, înțelepciunea și priceperea de a fi plăcuți copiilor. AOA After School este o locație modernă, cu un mediu în care copiii să se simtă fericiți și în siguranță, în care să deprindă aptitudini și să își consolideze cunoștințele necesare la școală, dar și în viața de zi cu zi. În cadrul after school-ului AOA vor avea loc activități pedagogice și recreative după terminarea orelor de curs. Învățători și profesori sprijină elevii în efectuarea temelor pentru acasă, desfășurând cu copiii și activități recreative. Un nou after school își deschide porțile astăzi în Drobeta Turnu Severin. Ce puteți să ne spuneți? Cum se numește și ce activități vor face copiii? Aici, în localul acesta unde ne aflăm, e Maria Maria. Așa se numește after school, școală după școală. Și ne vom face activitățile cu copiii, vom pregăti copiii din toate punctele de vedere. După ce și-a terminat orele la școala generală, la ora 12 vin aici, eu îi primesc doamna profesoară de engleză, că fac și engleză, muzică, sport și asta îi primim, primesc o masă caldă, pot să meargă să odihnească, că au și camere unde pot să se odihnească și după aceea ne facem temele care pentru a doua zi și activități libere, sport, tenis, engleză și așa mai departe. O să fie foarte frumos. Asta este un loc pe care părinții îl așteaptă cu mult drag, nu au timp. Adevărul este că ei sunt foarte ocupați și copiii trebuie mereu supravegheați ca să primească o educație. Fiind alături de ei și stând și supraveghindu-i, ei vor învăța și vor ști cum să se poarte în viață. Asta e un lucru extraordinar. A fost petrecere în toată regula la deschiderea after school-ului AOA. Copiii au dansat, au cântat, au mâncat fel și fel de bunătăți făcute special pentru ei. Pizza, fursecuri, dar și un tort imens. Acest program conține și activități distractive, deoarece, după ce vin de la școală, copiii au tendința să se plictisească, să nu mai dorească să facă teme sau să învețe. De aceea, excursiile, joculețele, pauza de masă sunt binevenite pentru a le reda energia de care au nevoie pentru a fi activi. Mie activitatea de astăzi mi s-a părut o activitate foarte frumoasă. Copiii au dansat, că au venit și mini și Michi. Am dansat împreună cu ei și mi s-a părut ceva interesant. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult de azi?
Activitatea pe care mi-a plăcut mie cel mai mult a fost când ne-am distrat cu mine și Michi, am dansat, am mâncat, am făcut... Sunteți foarte mulți copilași aici, eu mă gândesc că vă înțelegeți foarte bine. Da, ne înțelegem foarte bine. Numele After School-ului AOA nu este ales întâmplător, acesta are o semnificație profundă. Ce înseamnă, practic, numele After School-ului AOA? Numele AOA înseamnă, vine de la numele meu, Andreea, Olariu, numele de familie, și Andreas, fratele meu. Deci, practic, de la familia voastră s-a apărut. Da. Copiii au realizat și un mic spectacol în care au interpretat cântece populare. Se aude glas peste Carpați, să fim azi toți românii frați. Prea mult am fost năpăstuiți, de acum hai să fim uniți. Da, mândru să te jumă, la 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 la, să te scutor de mici mamă, la 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 la, să te învârți pe după mână, la 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 la, că la joc ești cea mai bună, la 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 la. Cum ți s-a părut ție activitatea de astăzi? Vedem că s-a deschis un nou after school în Drobeta Turnu Severin. Mi se pare o activitate foarte bună pentru copii și toți elevii din această localitate, pentru că nu peste tot găsim așa ceva și rare ori se întâlnesc oameni care pot să deschidă un after. Ce activități au făcut copiii astăzi și ce ți s-a părut ție cel mai interesant? Păi a venit Mini cu Michi, au tăiat tortul, copiii s-au distrat, am cântat și eu, bineînțeles, și cel mai mult mi-a plăcut când copiii au dansat. De asemenea, copiii au și un spațiu în aer liber special amenajat pentru ei, cu masă de tenis, mini teren de fotbal, trambuline, dar și diverse alte jucării. After School-ul AOA își va deschide porțile din ianuarie, iar programul va fi 12-17 și este menit să vină în sprijinul părinților care nu au cu cine să-și lase copiii acasă, dar și pentru cei care doresc să învețe, să se dezvolte și să-și îmbogățească cunoștințele.